Și însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească în chip desăvârșit și întregul vostru duh și suflet și trup păzească-se fără prihană întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Cel ce vă cheamă, El o va face. Dragi oameni, în această convulsie a existenței noastre, în care dilema viață-moarte, bucurie-tristețe, dragoste-ură, provoacă existența noastră. Una dintre situațiile rămase în urmă și în același timp o situație sensibilă este revendicarea relației dintre noi și Duhul Sfânt, Dumnezeul, la nivelul existenței trupești. Având în vedere cuvintele rostite de Dumnezeu în epistola lui Pavel către Tesaloniceni, vă provoc pe voi și pe mine să participăm la un ciclu de conferințe cu titlul Trupul nostru, ruină și restaurare sau împăcați-vă cu Duhul Sfânt, Dumnezeul. Începând cu sâmbătă, 7 februarie, de la ora 19, vă aștept pentru fiecare seară, o săptămână, să procedem împreună în a cunoaște, a recunoaște și a afla unele lucruri despre acest tip de relație dintre trup și Sfântul Duh. Pe site-urile www.adventistnazna.ro sau www.iacobcoman.ro puteți urmări în direct în fiecare seară aceste conferințe. De asemenea, pentru cei care sunteți în preajmă, vă aștept cu drag în Biserica Adventistă din Nazna. Veniți și chemați pe cei dragi pe care îi aveți. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite în pace până la venirea Domnului Iisus Hristos. Așadar, trupul nostru, ruină și restaurare, sau împăcați-vă cu Duhul Sfânt. Vă aștept!